Bine v-am regăsit! În ultima întrebare a fost vorba despre două baloane identice. Dar este oare și conținutul lor identic? Presupuneți că aveți două baloane mari identice și umflate cu aer la exact același volum. Mai presupuneți că este iarnă și baloanele sunt în interior. La un moment dat, luați baloanele și le duceți afară, unde este frig. Și după câteva minute, observați că pe pereții balonului A, în interior, condensează apă. Se formează picături mici de apă, ba chiar din loc în loc, câte o picătură mai mare începe să alunece pe pereții balonului și se adună un pic de apă în partea de jos a acestuia. În balonul B nu se produce acest fenomen, nu condensează apă. Iar acum am două întrebări, una mai ușoară și una mai grea, dar nu vă spun care e care. Prima, mai au baloanele același volum după ce stau câtva timp afară? Și a doua, care balon e mai greu? Să ne amintim că baloanele sunt identice și sunt umflate la același volum, și că inițial se găsesc amândouă în casă, în aceleași condiții. Ce ne arată toate astea? Că aerul din cele două baloane se găsește în exact aceleași condiții termodinamice, adică aceeași presiune, pentru că baloanele sunt identice, același volum și aceeași temperatură. Iar gazele au o proprietate ciudată la prima vedere, ea este descrisă de legea lui Avogadro, care spune că volume egale de gaze aflate în condiții identice conțin același număr de molecule. Deci n-are importanță ce fel de molecule avem, mai mari sau mai mici, alcătuite din mai mulți sau mai puțini atomi, din aceiași atomi sau nu. Dacă avem aceleași condiții de volum, presiune și temperatură, avem același număr de molecule sau de atomi. Există gaze atomice, cum ar fi cele inerte, heliu, neon, argon, cripton, xenon și radon. De pildă, într-un litru de hidrogen și un litru de dioxid de carbon, avem același număr de molecule dacă condițiile sunt identice. Cu toate că moleculele de dioxid de carbon sunt de 22 de ori mai grele decât cele de hidrogen. De fapt, tocmai din această cauză, un litru de dioxid de carbon cântărește de 22 de ori mai mult decât un litru de hidrogen. Din ceea ce am spus, rezultă că în cele două baloane avem același număr de molecule. Vă rog să rețineți acest lucru, este foarte important pentru întrebările noastre. Să mergem mai departe. Aerul este un amestec de azot, cam 78%, oxigen, cam 20%, argon, cam 1% și în procentaje mai mici, dioxid de carbon, ozon și altele. Dar în funcție de condițiile meteo, aerul poate conține și cantități apreciabile de apă sub formă de vapori. În acest caz, spunem că aerul este umed. De pildă, la 30 de grade Celsius, un metru cub de aer poate să conțină până la 28 de grame de apă. Și asta înseamnă că aerul dintr-o cameră de dimensiuni medii poate conține până la 2 litri de apă în funcție de temperatură. Amândouă baloanele noastre sunt umplute cu aer, dar când le scoatem afară, în frig, în balonul A condensează apă, iar în balonul B nu. Ce ne arată acest lucru? Că aerul din balonul A este aer umed, iar aerul din balonul B este aer uscat. Așa că, dacă ne gândim la cazul în care baloanele se găseau în casă și aveau același volum, prima noastră întrebare poate fi formulată pe scurt astfel. Care este mai greu? Aerul umed sau aerul uscat? Să ne gândim la cele două baloane. Voi începe cu balonul B. În el avem aer uscat, adică în principal molecule de azot, molecule de oxigen și atom de argon. Moleculele de azot au masa moleculară relativă 28.
cele de oxigen 32, iar atomii de argon au masa atomică relativă 40. În balonul A avem și molecule de apă, iar apa are masa moleculară relativă 18, adică mai mică decât masa moleculelor din aerul uscat. Dar, vă amintiți, legea lui Avogadro ne arată că în cele două baloane avem același număr de molecule. Și asta înseamnă că moleculele de apă din balonul A nu sunt în plus, ci în locul unor molecule de azot, de oxigen sau în locul unor atomi de argon. Adică în aerul umed, în locul unor molecule mai grele, avem molecule mai ușoare. Concluzia e clară. Aerul umed e mai ușor decât aerul uscat. Așa că putem răspunde la prima întrebare. Balonul A este mai ușor decât balonul B, pentru că în balonul A avem aer umed, în timp ce în balonul B avem aer uscat. Acum să găsim răspunsul la a doua întrebare. Când ducem baloanele afară, aerul din ele se răcește, dar presiunea aerului de afară este aceeași cu a aerului din casă. De aceea, volumul ambelor baloane scade. Dacă vă întrebați de unde știu că presiunea de afară este aceeași cu presiunea din casă, vă spun, pentru că o casă nu este un sistem închis. Aerul poate circula prin gaura cheilor, pe sub uși, pe la geamuri, care oricât de bine se închid, tot nu se închid perfect. De fapt, nici nu vrem ca o casă să fie închisă ermetic, Doamne ferește! Concentrația de dioxid de carbon ar crește, cea de oxigen ar scădea, până când cei din interior ar muri. Deci presiunea din interior nu poate fi diferită de cea din exterior, pentru că există întotdeauna o circulație a aerului între interior și exterior, o circulație necesară. Așa că, deoarece temperatura scade, dar presiunea aerului din exteriorul baloanelor rămâne aceeași, când le scoatem afară, volumul ambelor baloane scade. Dar scade la fel de mult? Mai au baloanele același volum? Întrebarea mea se referea la același volum unul față de celălalt, dar e vina mea, am formulat-o ambigu și cei mai mulți n-ați înțeles-o așa. Deci, rămâne întrebarea, au cele două baloane și afară același volum, unul cu celălalt? Nu, deoarece în balonul A condensează apă, ceea ce înseamnă că rămân mai puține molecule de gaz, pe când în balonul B rămân tot atâtea molecule de gaz câte erau în interior. Atenție! Vorbesc despre molecule de gaz. Numărul total de molecule din balonul A rămâne tot atât. Dar moleculele de apă formează la rece un lichid prin condensare, deci dispar din aer. Iar lichidele au densitățile mult mai mari decât gazele, deci volumul ocupat de apă scade foarte mult în balonul A, ceea ce face ca volumul balonului A să fie mai mic la rece decât volumul balonului B. Deci răspunsurile sunt 1. Balonul B este mai greu decât balonul A și 2. Afară ambele baloane vor avea volumul mai mic decât înăuntru, dar balonul B va avea volumul mai mare decât balonul A. Pistolar din vestul sălbatic, foarte bun țintaș, să-i spunem pistolarul A, provoacă la duel cu pistoalele, evident, pe alți doi pistolari, să le spunem B și C. Dar pistolarul C, care este cel mai slab țintaș dintre cei trei, propune ca în loc de două dueluri, adică A cu B, respectiv A cu C, să aibă loc, să-i spunem,
un triel, că nu-i mai putem spune duel dacă nu-i vorba de două persoane, adică o confruntare între ei. Iar confruntarea să aibă loc după următoarele reguli. Cei trei pistolari să fie dispuși în colțurile unui triunghi echilateral, deci la distanțe egale între ei, fiecare cu câte două cartușe. Apoi să tragă pe rând câte un foc asupra oricăruia dintre ceilalți doi. Deci n-au voie să tragă două focuri unul după altul, trebuie să aștepte după fiecare foc să tragă altcineva întâi. Și pentru a echilibra într-o oarecare măsură șansele, pistolarul C propune ca ordinea de tragere în primul tur să fie de la cel mai slab țintaș la cel mai bun, adică ordinea să fie C-B-A. Și acum o informație foarte importantă. Știm că A își nimerește ținta practic întotdeauna. B cam de două ori din trei. Iar C cam o dată din trei. Pistolarii A și B acceptă provocarea, așa că urmează trielul. Și întrebarea de azi este cam ce șanse de supraviețuire are pistolarul C dacă adoptă cea mai bună strategie? Și care este această strategie pe săptămâna viitoare?